De la intrarea în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și maritime, polițiștii de frontieră au efectuat peste 263.000 de verificări în aplicația EDAC. Cu ajutorul aplicației, polițiștii de frontieră efectuează verificări într-un timp scurt în bazele de date relevante ale autorităților române, dar și cele din spațiul Schengen, pentru a verifica identitatea și situația legală a persoanelor, dar și pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale. La aeroportul internațional Traian Vuia, Timișoara, o echipă mixtă de control formată dintr-un polițist de frontieră din cadrul aeroportului și un polițist din cadrul biroului Poliție Transporturi Aeriene a verificat cu aplicația EDAC în zona publică a terminalului plecări Schengen un cetățean român în vârstă de 38 de ani care călătorea spre Italia. Echipajul a constatat că persoana era căutată atât de autoritățile din România, cât și de cele din Italia pentru a fi arestată în vederea predării sau extrădării pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos. Bărbatul a fost reținut și preluat de biroul Poliție Transporturi Aeriene în vederea luării măsurilor legale ce se impun.